Cu siguranță peste 90% dintre voi ați auzit de legea atracției. Aceea în care, dacă îți dorești un lucru, cu adevărat, bineînțeles, îl poți avea. Total de acord, însă nu garantează nimeni că o să și obții. Pentru aceasta e nevoie de multe acțiuni în sinergie ca să aduci acea atragere a lucrurilor pe care ți le dorești. Ca de exemplu, trebuie să luăm banii, sănătatea, relațiile de business, relațiile de iubire, obiecte de lux și așa mai departe. Cel mai des întâlnit ar fi atragerea unei persoane pentru o relație. Astăzi o să vă exprim două lucruri pe care consider că m-au ajutat în a duce o seară aparent obișnuită într-una cu un final fericit. Pentru început să luăm exemplu ultimele două relații pe care le-am avut. Relații cu care, aparent, aveam atât de multe lucruri în comun cu acea persoană. Însă, după ce s-au dat jos măștile, am avut acel gust amar. Nu era tocmai deschis pentru o nouă relație, așa că am ales să petrec mult timp cu mine, să mă dezvolt. Însă, timpul trecea și a apărut acea dorință din nou, să am pe cineva aproape, să pot să șoptesc un noapte bună iubită și așa mai departe. Am avut o serie de cuceriri, însă a fost mai mult o serie de eșecuri, deoarece nu puteam trece de-a doua întâlnire, nici cum. Și atunci m-am retras din nou în cubușorul meu, din nou, și m-am dezvoltat mai mult. Însă a venit iarna. Ca să înțelegeți care e legătura, rog să răspund la această întrebare doar persoana de sex feminin. Cât este de adevărat că în luna decembrie, în preajma sărbătorilor de iarnă, vă simțiți cel mai vulnerabile și vă e frică că nu o să aveți un partener de sărbători. Nu-i adevărat? Ok, eu așa știam și m-am dus pe ideea asta. Însă doar îmi doream chestia asta și nu făceam mai nimic. Nu prea ieșeam din casă, în cluburi nu mergeam mai deloc, la plimbare nu, că era frig fiind iarna, nu mai mergeam pe la diferite evenimente. Constrâns, ajuns deja la final, mi-am dat seama că mai este o săptămână când toată lumea urma deja să plece către orașul lor natal. Și atunci era ultima mea șansă pentru mine, trebuia să fac ceva. Constrâns de aceasta, am ales să fac un lucru care îmi displace, acela de a aborda pe Facebook. Schimbasem câteva idei cu dânsa, a acceptat întâlnirea și urma să ne întâlnim joi. Joi fiind ultima seară care mai stăteam în Cluj, urma după aia să plec. Cu toate acestea, miercuri, înainte cu seară, fusesem la un eveniment 5MS. Și culmea se vorbea spre magia iubirii, îmbrățișeri și mai departe. Eu eram totodată relaxat, deoarece aveam acel backup, întâlnire a doua zi următoare. Desfășurarea evenimentului și atmosfera creată a făcut în așa fel încât să interacționez cu o persoană minunată. Persoane care ulterior, după acel eveniment, a reușit să avem o primă întâlnire extraordinară. E chiar și atunci când îți dorești un Porsche roșu decapotabil cu scaune de piele și primești în schimb un Porsche roșu decapotabil cu scaune de piele. Totul decurgea parcă era un scenariu din nedescris. Ce-a urmat după acea întâlnire este istorie deja, însă ce lucru am observat la mine, că am atras acea persoană, a fost faptul că am fost natural, am fost relaxat și am fost eu însumi. Această naturalețe duce ulterior la autenticitate, lucru pe care poți să-l obții cu detașare. Un lucru care l-am învățat de la Yuri Pascu este acela că atunci când ești detașat, te bucuri de emoțiile pe care le trăiești, însă nu te influențează așa de mult. Astfel, în acea primă întâlnire am fost total relaxat. Deci, pur și simplu, nu m-a interesat dacă întâlnirea va dura 5 minute sau 5 ore. Nu m-a interesat dacă aș fi primit o palmă după ce am furat primul sărut. Nu m-a interesat dacă m-ar fi lăsat singur la masă după ce am zis că... Asta nu vă pot spune. Ceea ce contează e că în acea seară am făcut pur și simplu ce mi-a trecut prin cap. Am fost total detașat de orice se putea întâmpla rău. Un alt lucru care l-am observat a fost că
Atunci când îți dorești ceva, să faci lucrurile să se întâmple. Cum ar fi sunat povestea mea de astăzi dacă eu aș fi stat acasă, n-aș fi mers la acel eveniment? Sau cât de agitat aș fi fost la acea întâlnire dacă nu luptasem înainte să obțin altă întâlnire, acea prifeză de care ziceam. Ca și concluzie, visează, însă fă lucrurile să se întâmple, trăiește, fii natural și fii detașat de rezultatul final. Vă mulțumesc!